Mai sus. Așa sau să-ți ieși de o perculă? Ei, ia, să-i vrea bursă. Ce încă? Ce zice? E nestor joan grand bursă și cosă. Bă, e cara, carpa, grand bursă. Ne uiți, ce? Leu? Acolo te ești. Hei, monsieur! Crap, mamă! Care este? Super crap! Acum asta cum îi spunem? Crap românesc îi spunem? Crap comun! Crap comun! German crap! Bravo, bravo. 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 Încă o dată. Da, s-a dus. Ia. Mai aproape, mai aproape. Da, cel mai bun pește e pomul. L-am copășat. Nu vă pricepeți. Pardon. Bine, facem în decembrie pomul de pomul. Stai cel mai tare pomul. Și după aia asta singură. Oh, ducem. Asta are 35 de grame. Ok. Acum să ne-ncă peste 35 de grame aici. Ați pus să-l țin așa la pereche. Pentru că am venit în fugă, erau ultimele minute. Am mai ratat unul de 15 kg mai devreme. L-am pierdut la mal. 981. Las mâna de aici un pic. Las mâna de aici. Aproape 10 kg. Da. 981 fără 35. Mă măliga, o fac eu. Ăsta e mai mic ca ăla scăpat. 981 fără 35. Totdeauna mai mare. Răzvan notează. Poape de porumb sau mămăligă? Poape de porumb. Cu mai mare, cu ananas și cu cuși de struc. 947, 9 kg 46. Sunteți domnul? Șerban Motre. Șerban Motre. Șerban Motre, 9 kg 46. Crap. Că nu-l ratam pe primul, nu zici ceva în tot asta. Ca să nu te frunti. Ai sunt eu, sunt eu. Cum îți zi? Da, da. Da, da. Nu știu, corect, băi, și nu se poate trebui la gunză, hă? Ui, băi. Ai sunt un vrea bel, zi? Da, da, da. Păi nu uite, nu uite, nu uite, nu uite, nu uite, nu Nu-i pe deagul de acolo. Ia, ce se decroșe. A dus la până de repunze. Și avea 15 kg. Oh, bine, bine. Ok, e drumul, băi? Felicitări. Oh, eu pot să vreau în YouTube. De contact, nu-i sus. Cristina! Cristina, ajută-mă să nu te înțelegi. Da, da, da. 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 Da, Atatul la 5
La, dar acolo la 3 pești sunt, la capitate. Știu, nu, da. M-am pregătit. Lucian Proitoru? Da. Deci eu pe aici când am făcut de decât Răzvan? Uite-te și aici. Hai de față. Ai, oi, oi, oi! Ai, e mort, atenție! Unde e danșul? Hai de față! Și la cameră, și la cameră, peștele, și la cameră! Și la cameră, și la cameră! Da, 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 da! Ce pește asta? E adevărat. Îi incomodez, scuze. Dacă nu o vindem, e 15 lei. Luați acum, e ocazie. Ocazie. Și restul? Păi, mai bine, mă așteptăm câteva minute. Nu mai sunt. Strigați acum, ca să luăm premiile după aia. Aduceți-vă că trece concursuși. Păi, n-are nimic. Ai capturat. Uite, dumne, mai avem acolo. Uite, mai sunt aici. Dar o să fie tot așa, la pește. Păi tot așa, am muncit omul pentru ei. Nu, și se pune și la număr. Am zis, da, avem un premiu. Greutate. Câte bucăți aveți? Făceți puțin, mai dai și puțin. Câte bucăți? E de o frigare, dar... E la de mustaș. Câte bucăți? 4? 10 kg, 200. Acolo cântări? Da, cântări zi, de ce nu? Două ochime și altă. Da, da. Mai e? Ai jucat foarte fair play. Deci, înainte de a acorda premiile, să mai spunem așa, că avem un premiu special, de fapt special, care e clasic pentru concursurile care le organizăm. Este, este premiul sponsorilor, care constă într-un certificat de cadou de $25 la una din șarcuteriile românești. Și cei care participă la evenimentele pe care le organizăm știu un... Cristian Baciu.
Ce-au câștigat? Iau eu! Cei care știu și au mai participat la evenimentele noastre, deci pentru ei nu e o surpriză, acest premiu se acordă primei persoane din cele prezente aici, deci că sunt concurenți sau că sunt din afara concursului, care expun numele complet tuturor sponsorilor. Deci, toți se poate citi, se poate, deci primul care spune complet lista sponsorilor care au sponsorizat acest eveniment, primește un cred că el vrea să-l ia premiu. Primește un premiu de $25, un cupon la una din charcuteriile care ar trebui să fie enumerate printre sponsori. Deci poate să fie concurent, poate să fie din afara celor care au participat la concurs. Nu uite nimeni, nu vrea nimeni nici. Ca să găsească în teatru. N-am știut că este voie să trișa. Da, nu trișa, nu mă aștept la geat. Zic eu, Gelu Bac, Fervantes Mânarin, Marius Bălan, Romul Stren, Trampeor, Doamna Olanda Boții, Percuteri Transilvania, Șacuterii Sfinți, Mini Marc Bianchi, Epizerii Balcani la Val, Șacuterii Fric, Puterii Balcani la Val, Puterii Balcani. Ați judecat, gata. Dintre cei, dintre sponsorii pe care ați enumerat, avem aici pe doamna Boții, care o să și dea niște cadouri, și pe domnul Marius Bălan. Am arătat. Doamna primește un... Eu nu ți-o prins doi și o renunțat. Experiență. Îți dau premii pentru abandonul. Deci avem pentru... Avem o cupă, avem un, o diplomă și avem și un, un cec de $50.
cel mai, al treilea cel mai gras pește. Caramba. Păi nu e. Care nu e. Care nu e. Deci avem, al doilea e la 1,900 kg. Grădinarul, 680 de grame. Și la al treilea e 680, dar sunt mai mulți pești. Sunt mai mulți, nu e. Deci el primește, o să primească premiu, ok, atunci înlocuim premiul 4, cum ar veni, pentru cel mai mulți pești, cu premiul 3, că văd că nu mai e. Nu mă uiți cu cel mai mic, e a meu. O să dăm un premiu de consolare pentru cel mai mic, dar trebuie să-l arăți, trebuie să, dacă cântărește cântarul câteva grame, dar trebuie să-l arăți. La farmacie. Trebuie să mergem la poștă, la... Și viu! Nu-i mai viu! Nu-i viu încă! Deci, să face zoom mare ca să vedeți! Hai să zoomeze, mă, un pic! Lasă că lucrează din Photoshop-ul, scoate mai mare! 680 grame, cine este? Grădinarul. Deci avem domnul grădinarul cu 680 de grame pe 3 pești. Cred că la mănâncă mai mult de... Da, da. Deci avem o cupă. Da. Avem o diplomă. Diplomă, da. Și avem și un cec de 50 de dolari. Da. Și... Colbac. De data asta, cel de 1,900 kg. Și 50. Și 50. Cei 50 sunt mai mari decât... E rău frumos, fără atac la persoană. Că se punctează. Că nu s-a stabilit o limită. Cum? Nu, nu-l fac rușine, nu. Locul 3, dar n-ați plecat, stați puțin. Unde e locul 3? Domnul grădinaru, era pe aici. Nu plecați! Stați puțin, unde sunteți? Dați premiul înapoi! Veniți înapoi un pic! S-a recalculat! S-a recalculat, nu mai știu acolo! Cum ar fi să vedeți? Eroare fatală? Mai aveți ceva? Mai aveți ceva?
Uite, diploma. Uite, da. Și medalie. Asta e de bronz. Bronzul canadian. Bravo. Locul 2, medalia de argint. Chiar e de argint. Bravo, Luci. Aveți locul 2, diploma de argint. Și la anul zi, nu ce uită de la mine. De cine? Bravo! Bravo! Contribuță! Să nu plecați, că mai avem după aceea niște cadouri de la doamna Bocan. Și mai am și eu niște cărți cadou. Locul întâi și marele premiu. Chiar că arată ca un monstru, deci la 10 kg cât a avut, 9 kg și ce, 900. 9 kg 460. Este domnul Șerban Motre. Avem $100. Este deghizat. E undercover. Deci avem locul 1, monstru. Bravo! 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 Mai avem carduri cadou de dat și pentru că avem cel mai mic participant, într-adevăr, că s-a spus aici de cel mai mic participant, cine este? Cel mai mic participant? Ia uite, uite cu mâna! El e participanta domnișoara cu undița acolo, că văd care undiță, într-adevăr. Și are și peștele, gata, prins. Iarăși. Arată cum lansezi. Ii se poate dona peștișorul ăla. Arată, mami, cum lansezi tu? Ridică-te, arată-te la nenea. Hai să-ți dau. Hai să-ți dau. Uite cât de prins. Arată prins. Cât de prins. Care? Hai să-mi place ca să-ți dau un certificat cadou. Nu mă cheamă pe fetiță. Patricia de-aia. Unde stai? Unde stați? În ce zonă? Repetinii. Repetinii, deci atunci... Deian. Atunci... Balcaniu din Raval. Du-te la nenea, spune ceva. Ia-o să nenea. E ciocolată cu roșu. Păi trebuie să te duci la cafeterie și te-ai pe să faci și poze. Cum zici, Pati? Faci poze, așa, bravo! Bravo! Bravo, mamă! Ai zis mersi? Avem un premiu pentru cel mai peștișorul de aur, cel mai mic premiu. Unde-i? Unde-i autorul? Hai, domnule, unde? Nu mă provoca. Peștișorul de aur, unde-i? Peștișorul de aur care trebuia să-și pună trei dorințe. Una era să câștige un certificat cadou, i s-a îndeplinit. Ei, ok, gata. Înseamnă că chiar a fost de aur peștișorul. Mai are două. Vreau să mulțumesc această carte mamei mele. Oie, oie. Ce faci cu ăla, mamă? M-am scos, m-am scos. Uite, ia lui nenea de acolo. Trebuie să mulțumiți râme că a fost mai mare decât peștișorul. Aia a făcut-o la locul faptului. L-a prins de gât. Mai greu, da? Da, da, nu v-am poza. N-am făcut poză. Peștișorul, nu-mi capem poză. Mai avem, până să mă gândesc pentru ce aș putea să vă mai dau două, că nu vreau să plec cu ele acasă. Cine l-a prins? Pe locul 4. Ah, cred că sunt mulți, ar prins. Avem de la doamna avocată Iolanda Boții mai multe pachete
promoționale. Certificate. Sunt certificate cadou. Cine are, în primul rând, dacă are cineva nevoie de consultație juridică. Sunt consultații pe drept, două pe dreptul românesc și două pe dreptul din Quebec, pe dreptul familiei, și sunt transmisibile, adică nu e. Dacă aveți nevoie de sfat juridic, consultații juridică sunt gratuite, vă oferă o consultație juridică sau pe probleme din România, în general pe civil și familie în România, nu penal. Deci și aici tot așa, nu. Aș dori eu, mă. Pe ce? Pe civil sau pe și de asemenea o să am nevoie și civil. De datele dumneavoastră, un e-mail, pentru că eu acum am schimb și sediu și Deci sunt 6 astfel de certificate. 5. În primul rând, dacă aveți nevoie dumneavoastră sau cunoștințele dumneavoastră, pentru că sunt transmisibile. Nu e nominal. Nu, dar zic pe România sau pe Quebec. O valoare diferită, dar să vă spun. Domnul Marius Bălan, care este aici prezent, este consilier în asigurări, servicii financiare, întreprinderi sau personale. Pot să spună două vorbe despre serviciile care le oferă. Este unul din sponsori. Lista sponsorilor a fost spusă de câștigătoarea care a luat prezent. Deci sunt asigurări de sănătate, asigurări de personale, asigurări de companii, risc. Da, în principiu tot ce înseamnă asigurări, eu lucrez cu toate firmele de asigurări, cu toate băncile. E primul cabinet de servicii financiare românesc, deocamdată. Sper să apară și altele. Și mă ocup de familii, companii, asigurări de voiaj pentru vizitatori, pentru părinți, pentru imigranți, investiții, fonduri, plasamente, în general tot ce înseamnă finanțări de ipotecare. Dați-mi voie cărțile mele de vizită. Pe numărul de telefon mă puteți contacta, fără niciun fel. Câteva când vizită aici, mă doriți. Dați-mi voie ca unul din premii să dau la televiziunea K2 TVRO, care este aici, a filmat și o să pună pe site. Bravo! S-ar fi ferit și... Premiu, premiu! Deci la charcuterie fric în brosar. Ai un fric tinaf. Mersi! Mulțumim din suflet! Și mai am un premiu, tot de $25. Dați-mi un... Păi cine a prins locul 4, uite, cineva a câștigat și n-a obținut. Cineva, da, deci locul 4 la numărul de pești, corect. La numărul de pești. La numărul de pești, după ce cu 680 era la 530. 530, Dăian Cristian. Iuhu! Este Alexandru. Mai avem încă 3 certificate de la domnul Aboții, 4 consultații juridică, încă o dată e transmisibil, dacă doriți să transmiteți la cunoștințe care au nevoie, o consultație care este v-aș ruga să venim cu toții să facem o poză de grup de final. Cei care au diplomele și cupele să pocăscă în față ca să mai vedem o dată, dar să facem o dată. Toată lumea avem medalii, alții au și primul 1, 2, 3. Mergeți acolo. Dar mai premianții? Aia deja sunt galben de o frică. Tu, Cătăline! Aia deja sunt galben de o frică, nu mai trebuie. De la frică, de aia. Haideți, haideți aici, să facem o poză. Galean, culcați! Mă întrebam de ce nu pot să merg mai departe. Nu prea departe, să nu credem în partea aia. Unde este Păserica? Ai, nu ce parte? Ca să...
pește! Ia să fac și peștele cel mare. Peștele l-a luat mai înainte. Aduceți-l acolo, aduceți-l acolo. Da. Nu așa, nu așa. Nu așa, nu așa, nu așa că se rupe. Cristina, bagă-te în poză. Dă-te. La ce ții și mie? Alexandru! Alexandru! Păi nu se vede! Așa, așa, mai sus, mai sus! De la nene, la poate! E perfect! Vino să... Dar cu cască gura asta! Stai că-l face... face... Cum să... E reglat... E reglat! Nu, mergeți la... Hai, vino! M-am făcut toată! Se volează film! Dar spuneți ceva. Yeah! Așa, de atât. Vă speriați și eu m-ar fi. Da să-ți împămit. Asta e chinezesc. Dar este tot bun. Mă țineți prea mult cu ăsta. Dar vă spune ceva, văd că e comunicativ. Ajutăm și la anul. În august avem campionatul de tarte și de șapte. Da? Aveți? Hai cu poza aici. Așa, zic că mă alinc acolo. Da, avem și pălung și pălat. Îi puneți un nume.